Drumarii din Bălți au ieșit la muncă dis de dimineață pentru a asigura bună circulație pe străzile orașului. În prima jumătate a zilei au fost presărate 30 de tone de material antiderapant. Administrația întreprinderii municipale Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți declară că situația este sub control. De la orele 5 dimineață până la moment s-au repartizat în jur la 30 de tone de material antiderapant. La moment tehnica lucrează. Noi suntem gata să curățăm orașul. Să nu fiu blocate străzile orașului, să pot circula. Pe străzi a fost presărat un amestec de 20% de sare și 80% de nisip. Rezerve avem, eu nu pot spun la precis cantitatea care avem, dar vă asigur că cantitatea e destulă pentru iarna. Și plus la asta, noi avem contracte cu agenții economici care vând și nisip și sare și... Suntem gata să scoatem iarna la cap. Dacă de obicei sunt revoltați, de această dată șoferii spun că nu au întâlnit obstacole în trafic. Eu cred că s-a împrăștiat, este împrăștiat, da, pe drumuri se observă, prin oraș cel puțin. N-am fost în afară de oraș. Cred că da, este ceva, s-a lucrat. Se vede rezultatul. Se circulă normal, tot să atenți, mai scurt, nu-i mare probleme, eu n-am avut probleme. Poate că și sunt, dar eu n-am întâlnit. Dar cum, așa, așa, nu? Dacă ai cauciucuri de iarnă, se circulă normal. Iar alții cred că autoritățile fac risipă de material antiderapant. Se circulă bine, dar e murdărie tare mare. Deci nu facă lucrul ăsta până când, că nu e zapadă de 3 metri. Administrația de stat a drumurilor atenționează conducătorii auto să-și echipeze mașinile cu pneuri corespunzătoare vremii și să reducă din viteze.